Gilbert Keith Chesterton, una dintre primele, dacă nu prima antologie de eseuri ale lui Chesterton tradusă în limba română. Îi mulțumesc și domnului Vasile Bănescu pentru invitația de la Trinitas. Emisiunea a fost difuzată chiar în aceste luni, nu știu dacă ați avut-o sau de mine, să o urmăriți. Ea a mai fost difuzată și acum 2 săptămâni, de fapt a fost o reluare prilejită chiar de întâlnirea noastră din această seară, emisiunea difuzată luna aceasta, unde am fost alături de profesorul Virgil Nemoian, unul din mari, să spunem, coifei ai filologiei, ai literelor americane și un foarte, foarte bun cunoscător și traducător al lui Gilbert Keith Chesterton și un, să zicem, admirator al ideilor sale de factură creștină, de esență creștină. Eu sunt publicist, traducător, am lucrat timp de 15 ani în mass media, actualmente lucrez în marketing într-o mare companie din aceasta multinațională, dar am rămas în contact în permanență cu mediul intelectual, cu presa și traduc eseurile și autorii care mă interesează și acești autori mari apologeți creștini, începând cu Chesterton, dar desigur Chesterton este unul dintre autorii care au marcat profund secolul al XX-lea, care au marcat scriitori precum C.S. Lewis. O carte a lui Chesterton intitulată The Everlasting Man, Omul Etern, este cea care l-a convertit pe tânărul C.S. Lewis la creștinism, dar și autori precum Borges și precum alți mari scriitori și cântitori ai secolului al XXI-lea. Și dau cuvântul și lui Ninel Ganea, care este editorul cărții, și mulțumesc și lui pentru această invitație de a traduce o prima traducție de eseuri din